Toți cei care au nume de animal au intrare gratuită astăzi la Muzeul Grigorean Tipa. 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită pentru prima dată în 1925 la Berlin. Așa că reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală așteaptă vizitatorii la o călătorie imaginară în jurul lumii, înconjurați de animale. Dacă te cheamă ursul, lupul, rață sau leu, ai intrarea liberă la expoziția permanentă de la muzeu. Iată cum au comentat subiectul colegii mei de la Știu. Ce fac unii în Italia și cu ce mici bucurii avem noi, că poți să mergi dacă te cheamă culpe, da? Poți să mergi acolo și dacă să te cheamă plătești. Vulpiță? Bine, eu v-am mai spus vouă aici la Știu că nu putem să ne comparăm tot timpul cu țările astea dezvoltate care au cu ce. Nu? Da, să mergem acolo, mergem noi, la altă țară, aia putem. Da, noi n-avem cu ce. Păi mergem acolo, ne mutăm acolo, că ei au cu ce, da, și ne place. Noi n-avem cu ce, dar haide că nu e așa de lepădat, cum ar spune românii în sat, inițiativa asta a celor de la Muzeul Grigorean Tipa din capitală. Mie chiar mi se pare amuzant. E mâine Ziua Mondială a Animalelor. Îi invită pe toți cei care poartă nume de animal. Acolo va fi un fel de regnu animalelor, da, din punctul de vedere al numelor persoane. Așa, socializare, frumos, e haios și pentru copii se vor distra. Știm foarte bine că copiii mai au răutăți așa între ei, pentru că râd de nume, râd de porecle, râd de multe. Așa că, până la urmă, râsul ăsta și miștourile astea, ba chiar îi scoat pe unii norocoși, da? Intrarea gratuită e foarte drăguț. Ce mă gândesc nu văd nimic aici, rău în asta. De obicei, cine are un nume de animal, cum chiar tu însă ți-ai zis, este ironizat.